Traversăm Mediterana, schimbăm continentul și pornim pe un drum magic într-una dintre cele mai diverse țări. O țară a contrastelor, de la multitudinea livezilor de portocal la pustietatea deșertului. Țara celor mai frumoase medine, țara riadurilor, țara uleiului de argan, a culorilor stridente, dar și paradisul gurmanzilor. Țara caravanelor, dar și a forfotei urbane. Suntem în Maroc și pornim împreună într-o nouă aventură. O nouă zi în Maroc. Astăzi o să mergem să descoperim faimoasa Essaouira. Mergem către ocean. Vom avea un drum de aproximativ 3 ore până la Essaouira, 180 de kilometri. Bineînțeles și cu o pauză de cafea pe drum. Și apoi, până în Essaouira, o să ne oprim să vedem caprele cocoțate în copacii de argan. Și să vedem cooperativa de femei care produc argan. Tot de acolo vă puteți și cumpăra argan, dar știți cum trebuie să-l transportați, da? Maxim sticluțe de maxim 100 de mililitri. Păi nu avem calul. Maxim un kilogram. Maxim un litru combinat. Maxim un litru combinat, dar sticluța să nu fie mai mult de 100 de mililitri. Din păcate nu am găsit caprele cocoțate în pomii de argan, însă ne-am oprit la cooperativa care produce uleiul de argan și am văzut întregul proces. Acesta este procesul pe care se fabrică uleiul de argan. Avem cele doamne din spate care trec prin anumite stadii de procesare până când el ajunge în de la sămânță la ulei, pe care noi îl vedem în sigur. Iată, ne ajung și la ocean, în Essaouira mai exact. Este un oraș tare drăguț. Ai plajă, ai ocean, ai pește, ai mâncare foarte bună, ai o medină. Practic nu sunt foarte multe lucruri pe care le poți face aici, dar cel mai important este faptul că este un oraș așa cu un vibe de relaxare, care să te bucuri de vreme, de căldură și de toate lucrurile bune pe care ți le oferă Marocul. Pare că în toată zona aceasta miroase a ocean și a iarbă. Și nu iarbă verde, proaspăt tunsă. Sunt foarte mulți bioți în zona asta și sunt și niște festivaluri care se fac în iunie, care adună toți bioții din tot Marocul în Essaouira. Pe care noi le facem și care nu trebuie scratate este să vizitezi medina orașului Essaouira. Este așa micuță, tipică unei medine, cu străduțe mici, dar ce este foarte interesant este faptul că toate casele sunt albe cu ferestre sau ușe albastre. Îți dă așa un aer de mediterană cumva. Essaouira este un oraș port situat pe coasta Oceanului Atlantic.
localizat în apropierea munților Atlas, deșertului Sahara și Oceanul Atlantic, Essaouira este locul de intersecție a culturii arabe, africane și europene. Locul are ceva special. Nu este de mirare că aici au trăit berberi, fenicieni, cartaginezi, romani, portughezi, arabi, evrei și toți au descris acest loc ca fiind unul irezistibil în care poți regăsi sălbăticia misterioasă, dar și liniștea spirituală. De aceea, mulți artiști s-au refugiat în Essaouira în căutarea inspirației. Din partea turistică a Essaouirei, trecem în piața unde localnicii își fac cumpărăturile. Și acum am nimerit în Essaouira pe care o știam eu. Mama, în piața locală, de unde toți localnicii cumpără. Mersi mocu! Da, e frumos aici. Aici ne place, la Țivenie. A fost o zi superbă, perfectă pentru a încheia pe malul oceanului.